Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului în această perioadă, perioada a răsadurilor. Primesc multe întrebări din partea dumneavoastră și cu siguranță toate sunt legate de răsaduri de roșii, de ardei și de vinete. Pentru că este și normal, mulți grădinari sunt îngrijorați de starea răsadurilor lor și de multe ori v-am spus că nu este niciun motiv de îngrijorare pentru că ce se întâmplă cu răsadurile dumneavoastră este absolut normal. Și cea mai des întâlnită întrebare pe care o primesc în această perioadă este de ce frunzele roșiilor, frunzele răsadurilor de roșii se colorează în mov. Și iată să vedem, astăzi să vedem câteva e, situații prin care vă pot răspunde la această întrebare. Și prima situație este soiul. Pentru că sunt anumite soiuri pentru care este absolut normal ca frunzele lor sau tulpinile lor sau chiar rădăcinile lor să fie de culoare mov. Dacă ați avut soiuri gargamel sau sergent peppers, probabil că știți despre ce vorbesc. Este absolut normal ca frunzele, tulpinile și rădăcinile să aibă o culoare mov închis. Această culoare este foarte deosebită și este foarte, foarte pronunțată. Deci este un mov pronunțat este caracteristica soiului. Și tocmai de aceea, dacă aveți astfel de soiuri, să nu vă speriați, este absolut normal pentru aceste soiuri. O a doua situație este atunci când observați că doar vârful tomatelor, de exemplu, da, vârful răsadurilor, frunzele din vârf capăt această tentă mov. Este absolut normal, este o parte a creșterii răsadurilor și în cazul acesta nu trebuie să ne facem griji. Sau de exemplu, dacă observăm că o parte din tulpină, de exemplu, partea de jos a tulpinii este, are o tentă mov. De asemenea, acest lucru este absolut normal. Această tentă mov va crește cu timpul, va trece cu timpul, atunci când răsadurile vor crește. Cu cât vor fi mai mari răsadurile, cu atât mai repede vor dispărea aceste colorații în mov. Dar mai se întâmplă ca aceste colorații, de exemplu, dacă observăm că toate frunzele capătă o culoare mov, mai ales frunzele de, de jos, dacă ne uităm la frunze de jos și ele sunt de o culoare mov, au nervurile foarte închise, de un mov închis, acest lucru de asemenea poate semnala faptul că substratul în care sunt roșiile dumneavoastră este rece și roșia nu este în stare să... Consume acel fosfor care se află în substrat. Și tocmai de aceea trebuie să verificați care este temperatura substratului în care cresc răsadurile dumneavoastră. Temperatura substratului trebuie să fie peste 15 grade pentru că dacă temperatura este de la 10 grade în jos, știm foarte bine, există riscul să ne pierdem răsadurile pentru că de la acea temperatură deja încetinesc și se pot opri chiar toate funcțiile normale ale rădăcinilor plantelor. Tocmai de aceea verificați temperatura și veți observa că dacă se va schimba temperatura, atunci și ea va crește cu siguranță, atunci și problema cu această colorație în mov va dispărea. Totuși, există cazul în care ar trebui să ne îngrijorăm atunci când observăm că frunzele de jos ale răsadurilor se colorează în galben, și pe acel galben observăm nervurile frunzelor de culoare mov, și peste acel galben frunza capătă o tentă movulie. Iată, acesta este cazul în care, într-adevăr, Planta are nevoie de fosfor, are o carență de fosfor. Și mai mult de atât, ne uităm și la frunzele de sus ale plantei. Acestea sunt mici, se opresc din creștere și planta, per total, suferă. Iată atunci, abia atunci, ar trebui să ne facem griji și să încercăm să corectăm această situație. Adică folosim uh, acele, folosim acele uh, îngrășăminte care sunt pe bază de fosfor. Și iată, abia în această situație putem vorbi despre o carență severă de fosfor. În toate celelalte cazuri ați văzut care este explicația și ce este de făcut. Sau nu trebuie să facem nimic dacă este vorba de anumite Soiuri. Dragi prieteni, sper că am răspuns la această întrebare care vă îngrijorează atât de mult anul acesta și sper că sunteți mulțumiți de aceste explicații. Lăsați un like la acest video dacă îl considerați util și interesant. Nu uitați să vă abonați la canalul meu și să apăsați pe clopoțel. Alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Iar eu vă doresc sănătate, spor în toate și recolte cât mai bogate. La revedere!